niciodată că de nu ar fi, nu s-ar povesti. Anume așa încep majoritatea cărților pentru copii. La 2 aprilie 1805 s-a născut cel mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen. Și atât că astăzi, 2 aprilie, este sărbătorită Ziua Internațională a Cărților pentru Copii. Cu această ocazie ne-am propus să aflăm de la trecători ce rol au cărțile în viața copiilor și ce opere cunosc. Cred că din clasa 5 cred că nu prea reprezintă un mare interes pentru ei. Totuși, dacă părinții îi citesc seara, asta devine un lucru foarte bun, dezvoltă imaginația și așa mai departe. Și ce opere cunoaște? Cred că pentru copii ar fi cel mai renumit, așa scris, ar fi spus Norma Angeli. Desigur, deja e un plan, amintirile cu copilărie. Poate pentru mai mici ar fi povestea cu Gogoașa. Dacă acum cum îmi stau pe internet, mai bine citesc o carte de vor. Și ce autori cunoașteți de povești? Eu, Preangu. Cărțile întotdeauna au fost importante, de când lumea și pământul. În primul rând, cărțile fac toate cele, toate educațiile, toate este. Dar pe urmă, televiziune și radio. Mi-am cumpărat o carte care sunt acolo multe povești foarte interesante. Și ții minte vreo poveste? Este Cișorul de Aur. Uh-huh. Sculpița Roșie. Uh-huh. Despre animale, despre natură, cum ți-ai grijit de natură. Desigur că Măguță a fost frumos când erau copii mitei. Îi citim, da. Baladele, ba una, ba alta, e ca așa. Poezie, poveste, tare multe, Grigore Vieru. De noastre sunt tare, la noi literatura e foarte bogată.